extraordinar a Consiliul Local al Comunei Mireș, județul Bacău, întâlnită astăzi, 28 mai 2021, este legal Consiliul și își poate să se lucrurile. La ședință participă un număr de 14 consilieri din total de 5. Lipsește motivat domnișoara Avram Georgiana, care este plecată în interes de serviciu și nu poate participa. Conform înțelegerea de joi, președintele de a fost ales acum de o ședințe, în persoana domnului consilier Bocuc Marius. În loc să treia... Bună ziua, domnule consilier. În primul rând vreau să vedem dacă aveți ceva de adăugat la ședința de fapt, la procesul de fapt, la ședința perioare. Sunt ceva probleme? Nu. Nu? Nu, sunt ok. Cine este pentru? Cine este pentru? 14 voturi pentru. Comisia de Specialitate numărul 2.
Favorabil. Favorabil, da. Comisia de specialitate numărul 3. Favorabil. Avis favorabil. Deci, comisia de specialitate numărul 3. Discuții, dacă vreți, aici cam toată lumea știe ce sunt în asociație. Suntem în ultima rezolvare de această hotărâre trebuia adoptată și vetată de către noi. De asta nici nu v-am spus numele vostru, că se suprapune cu ședința de la ADIN și trebuie făcută documentația ca să le trimitem să poată să lucreze și ei din asociație. Și atunci cineva. Da, domnule. Da, bună ziua, stimați colegi. Vreau să știu dacă mai e valabilă acea listă de investiții și cum aveți mai face parte din comunele beneficiare de proiecte din cadrul Asociației de Dezvoltare de Comunitate la mine. Pentru că știm cu toții. Nu e chiar așa de simplu nici măcar participarea noastră în această asociație. Mai mult decât atât, avem o serie de obligații, plecând aici de la proiectul de alimentare cu apă al Comunei Liberz. Și spun asta pentru că una dintre condițiile de participare în cadrul asociației era chiar această investiție, alimentarea cu apă comună. Știu că și știm cu toții că suntem prinși în lista de investiție cu extindere de rețea, nu? Da. Dar, din păcate, acest proiect de alimentare cu apă a nostru mult tergiversat cu proiect de apă din Comuna Liberz, a început de prin anul 2006-2007, program să șapte. A fost finalizat în 2011, recepția finală, făcându-se în 2014. Știu că nu prea corespund o serie de lucruri cu cerințele CAP-ului sau cu cerințele asociației pentru predarea lui la CAP. Ce întreprindeți pentru rezolvarea acestor probleme în perioada următoare? Știu că era o listă în care CAP-ul ne cerea o serie de lucruri. Cum vedeți sau cum credeți că s-ar putea rezolva această lucruri, aceste lucruri, în condițiile în care, prin proiectul de alimentare CAP-ul, nu ne se impuneau aceste lucruri care acum ne cer CAP. Dacă ați prins cheltuieli suplimentare în bugetul de anul acesta pentru rezolvarea acestor probleme. Și este vorba de aducerea branșamentelor la standardele de categorie etnică, acometrele și acel cămin să fie la limita proprietății, adică pe domeniul public, și multe, multe alte probleme, care, cu siguranță, unele dintre ele, într-adevăr, vin și din trecut. Dar, încă o dată, mă repet, aici e nou o prospeție așa cum le cer acum CRAM-ul sau această asociație. Dacă nu, cumva, aceste probleme le fac ca, eu știu, în viitor să ne scoatem la fața asociației sau să nu mai beneficiem de acele finanțări sau care să fie prijinile sau de investiții. Dacă aveți ceva noutăți, vă puteți să ne spuneți de situația la fața. Da, e o întrebare sau o întrebare pe care astăzi dumneavoastră sunt foarte, foarte ok. Dumneavoastră, cred că știți cel mai bine dintre domnul consilier, care este situația la acest sistem de alimentare cu apă în Comuna Liberz. Încă de la început acest proiect s-a plecat cu probleme. Refuzul la a doua sursă de alimentare, după aia, branșamentele la lista proprietății, așa trebuiau făcute, nu s-au făcut așa. Nu erau prinse proiecte. Nu știu. Erau prinse, erau prinse, dar vă spun că acele branșamente prin, la o distanță de limita de proprietate sunt o problemă, ceea ce ne-a solicitat șocat. Readucerea acestor cămine la limita proprietății. Da, dar cum vă supărați? Lăsați o fază dumneavoastră problema captării de apă pe terenurile proprietate ale cetățenilor. Știți foarte bine că în zona de la Băbăneasa de acolo sunt proprietăți, mă refer la captarea de la domnul Păi. Știți foarte bine că sunt acele proprietăți ale cetățenilor și noi am făcut niște demersuri după o anumită perioadă. Da, nu știu dacă ați mai continuat. Am continuat discuția cu familia Cupa, care și dumneavoastră să discutăm în momentul ăla.
Acele persoane, deocamdată, nu vor să vândă acel teren. Discuțiile deci, s-au pus la primărie. Avem deci și... am discutat și cu băiatul Ioan Dumitru. Stau într-o, nu știu ce, ori. Deocamdată nu s-a... Cred că acele discuțiile au fost dumneavoastră. Ei, vedeți, aceasta este situația. Așa s-a întâmplat și atunci, cum acea tratare de acolo. Nu pentru obiectății, eu am în acea zonă. De asta am și ridicat. Nu era în acea zonă. Deci, e un pic mai jos, dar aceiași oameni sunt. Deci, în perioada când s-a accesat acel proiect, acele două zone erau libere de sarcini. Libere de sarcini. Așa, de asta s-a și dat finanțare. Adică, știm ce vor fi. Deci acea finanțare nu putea să plece dacă erau pe suprafețele altei proprietăți în afara primăriei. Deci dacă nu era după mediul primăriei, nu se puteau accesa acolo. Aia a fost prima condiție care s-a plecat la acel proiect. Acele două zone, acele două zone, în momentul când s-a obținut finanțarea, erau libere de sat. Altfel nu se putea, nu se putea face, nu se putea face dar drumul la finanțare ce lucrări. Bun. Lăsăm la asta. Dar mânălea asta de când aveați titlul proprietar? Adică, da, discutăm cu prietenești sau ca oameni. Dom'le, în documente, suprafețele erau mai interesante. Da. Nu s-a putut face finanțare. Deci, se regăsesc în documente, nu vorbim în lucruri. Iar continuarea cu discuțiilor cu familia Popa o să o ducem să încercăm să găsim o soluție, să putem lua acel, pentru că studiile sunt exact făcute de un teren care este proprietate privată. Acum, așteptăm, nu pot să vă spun, vreau să rezolvăm cu cetățenii. Până la urmă este la... Ne așteptăm, nu știu dacă așteptăm asociația. Este la... Suntem la mâna unui cetățean care este proprietate pe cel teren. Da? Nu putem discuta mai mult. Dacă mai aveți ceva de spus, iar sistemul, avem mari probleme. Deci noi trebuie să luăm avizul, știți foarte bine, și nu am obținut, nu s-au obținut acele avize. Nu avem avizul ISU Bacău, da? Hidranții sunt cum sunt. Am prins în lista de investiții de anul 2021 sumele ca să putem să reparăm acei hidranți, pentru că au fost probleme și au fost de-a lungul timpul, tot timpul au fost probleme cu acei hidranți. Eu, cel puțin de când sunt în administrație, tot timpul au probleme, nu știu. Au fost căpăciți sau blindați, pompierii când mergeau pe teren sau, dar nu mai vorbim de rezerva de apă, care știți că proiectul era de o rezervă de apă. Exact pentru sincer în cei. Acele lucruri care s-au făcut, s-au renunțări, cred că de la tață. S-au făcut renunțări, exact. S-au făcut de către proiectanți, de către oameni responsabili. Special nu, de către nici de mine, nici de noastră și nici. Eu, din discuția care nu am auzat pe mine, am spus situația de fapt. Situația de fapt. Nu s-a făcut. Nu fac, nu vreau să fac acuzați. Suntem într-un moment care asta e situația. Nu nici mă dacă că ajunge apă la cetățeni, dacă s-ar consuma casnic. Am început o campanie de citire a acelor contori, verificarea morți, sunt persoane care nu au la pomietre. Dar care le-au scos, care le-au scos. Acum nu știu, le-au scos sau au fost scuse. Am început să îngheță și la. Da. Da, își spart din cauza cu înghețat. Iar în urmă, cei care au făcut verificări din urmă, se mergea la urmă, se sigilează cei care sunt sigilați. Dar, cum fac un apel și la cetățenii comunei de Ghez, în ceea ce privește consumul de apă. Dar, cum nu poate să zic că cărbările astea deja... Primul factor este secetă, da? Aia este prima privire. Următorul lucru este risipa de apă care se face în comun, pe șantiere, pe grădinile cu zarzavatul. Chiar fac un apel acum, dar toți sunt responsabili pe consumul de apă în perioada care va urma. Adică astăzi, în 2022, sperăm să nu intrăm în perioada secetoasă. Da. Dacă mai aveți ceva de întrebat? Da, domnul. Să fiu critic acum, pentru că problema mea am discutat-o de fiecare dată. Despre ce risipă vorbim când oamenii nu sunt controlizați? Dacă oamenii erau controlizați așa cum era vorba, ca fiecare să plătească
ministru de apără, este da, mafia. De asta deci prin contoare la oameni, fiecare face lucrul cum dorește. Pentru că așa s-a început odată. Au fost unele proprietăți, unii gospodari, favorizați, unii s-a pus contor și s-a permis să consumă apă după cum au vrut ei, iar oamenii de bun simț au plătit pentru că așa trebuie să se întâmple. Nu s-a rezolvat problema apă nici acum. Un proiect de apă început în 2007, o să mai dureze nu știu cât timp, până o să-l punem la punct. Trebuie spus din capul locului. Am curaj să spun și am sunat fie așa față de Consiliul Local și de unele persoane care trebuiau să-și facă treaba zi-o, așa cum era proiectul. Proiectul a fost bine făcut, a fost bine finanțat, numai că nu s-a dus la bun sfârșit, așa cum trebuia. Fiecare intervenit în proiect, după cum l-a dus capul, prin motiv că așa a fost constructor, nu știu ce. Trebuia să respectăm proiectul și domnul avea apă astăzi. Așa? Am ajuns acum să ne plângem când avem apă, am ajuns acum să ne plângem când mai trebuie apă finanțări, un proiect de 1 milion de euro pentru agricultură de apă. Nu trebuia să mai încapă discuția acum altfel de agricultură de apă, pentru că era apă. Și este apă și acum. Iar cu privire la cazul cu domnul Copan, Dumitru. Păi domnule, a spus că nu era înaintea calului, înaintea calului oamenii. Păi noi am discutat problema cu sursa de alimentare fără să vorbim cu proprietarul. Ne-am gândit că ar fi bine, dar prima dată de a vorbi, trebuie omul destul de iubit. Așa era normal, discutam cu Bea Boba, uite ne-am propus ce să facem noi. Uite, noi ne-am propus în Consiliul că suntem destul de iubit, că așa era normal, am avut spate în felul ăsta, s-a întâmplat și la Buzărești. L-a destul de iubit pe om, l-a plătit și acum acesta a vorbit, adică să poată să-și facă apa. Dar noi ce-am făcut? Ne-am gândit că ar fi bine să facem ceva și până la urmă ne-am trezit că n-am făcut nimic. Vorbim vorbe cu Consiliul Local, nu facem nimic altceva. Pentru că atunci când trebuie nu se derulează gospodării și așa cum trebuie, uite care este situația în care ne aflăm acum. Vorbeam de hidranți. De la urmă ce s-au făcut post hidranții, știți prea bine, aia e singurile instalații s-au făcut post sau înfundat. Deci, doamne, ne-am bătut joc de un sistem de alimentare cu apă, un proiect de apă. Asta e realitatea până la urmă. Și o să discuțiile să o să avem de acum ani de zile. Da, așa este domnul profesor. Deci, lucrurile care au fost din început, așa am și început. Deci, refuzul la a doua sursă de alimentare a fost greșeala masă. De acolo s-a plecat. După aia, brașamentele făcute neconform. Brașamentele fără. Deci, am găsit în perioada când a fost zice prima cu atribuțiuni, 200 de abonetri s-a schimbat, s-a montat atunci. Deci, s-au montat la abonetri noi. Deci, probleme vor fi tot timpul, vom avea probleme cu apă. Important este că, în momentul de față, totuși, lumea aia, în cel puțin perioada asta, nu știu ce va urma. Altă problemă care, suplimentarea acelor branșamente, s-au făcut niște studii înainte și aici, știi, domnul consilier, studiile s-au făcut înainte, au anumită cantitate, au anumită suprafață. Toate astea, de-a lungul timpului, s-au perpetuat și am... Este adevărat că un proiect spunea că din 2016 trebuie să suplimentarea unui volum de apă. Știți foarte bine. Eu nu știu ce expertiză are domnul consilier și nici nu vreau să mă contrazic, nu sunt în domeniul apei, dar țin să mă contrazic totuși că nu aveți dreptate în ceea ce spuneți, în ceea ce privește hidranții, în ceea ce privește cele spate care spuneați, nu au fost. Nu aveți conștiințele necesare despre alimentarea proprie și nu ați studiat acest proiect. Nu, spuneți-mi că proiectul nu a fost bun, dar a fost dimensionat la consumul de atunci și la situația de atunci. Nu mă reamintesc că el a fost făcut doar pentru pompe stradale și pentru gheamă, pentru animale. Haideți să trecem peste asta. Dar, cred că la nivelul de 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 la din nou facem de că suntem în Consiliul Local. Vrei să mergem în istoric și mă interesează să văd documentul la următoarea ședință să vă demonstrez că nu stau așa să spunem. Hai să vă ținu, o să vin cu documentele care sunt la reală. Încă o dată, ne o să le cimim și astăzi să vedeți studiul în care s-a făcut și cum a fost direcționat acest sistem de apă. V-ați spus de altfel, dar asta se pare că nu trebuie să-l înțelegeți. Dar nu cred că este despre noi de asta să spuneți. Să ne contrazici faptul. Eu am expus, altfel nici nu aveam de gând să le ridic mingea la tine. Ca să fac mie rău. Am făcut un proiect, l-am respectat așa cum a primit proiectul, am ținut cont de specialiști, am ajuns în faza asta, în care cu siguranță că volumul crescut de apă care este la data astăzi, cere aceste suplimentări, inclusiv
susținerea aceasta pe care o susține ADIS-ul, ADIM-ul, nu ar fi fost cerut așa de domnul Eli că aveam noi apă. Nu. Totul pe baza unor măsurători și tot niște specialiști au venit și au făcut în acele studii și au considerat că acolo e zona cu apă, în zona care, într-adevăr, este pe pământul cetățeanului. Noi ne-am luat niște angajamente ca ADIS-ul, o să rezolvăm. Și ea se va rezolva cu siguranță, pentru că este un interes, până la urmă, național. Local, dar face parte dintr-un interes național. Adică noi nu ne jucăm cu apa, nu este a noastră. Apa este a statului român, până la urmă. Și este apa comunitoasă. Și până la urmă, ori proprietarul va trebui să-ți ia, bineînțeles, cu desfăcut, așa era și vorba, așa am și discutat. În ședințele de... Domnul Costi a apuntat de 10. Domnul Costi, dar de ce ați refuzat a doua sursă de alimentare? Dumneavoastră nu trebuia să refuzați, nu trebuia să vă abateți la voi. Timp vrem ce spuneați pe aici. Proiectul la vremea respectivă, domnul primar, risca să se blocheze de tot. De ce? De ce? Pentru că erau acele proprietăți ale cetățenilor. Nu erau proprietăți, nu am cum. Ați fost proiectul inițial la vremea. Domnul primar, dați-mi voi că știu ce e acest lucru și nu vreau să facem un monolog împreună sau nu știu să vă demonstrez că eu nu mai investez decât am. Nu. Am fost la fața locului cu oamenii care făceau acest lucru. Avea cu proiectantul, cu diriginte șantier, cu specialiști, cu cine trebuia, din cadrul primăriei, doamna de la Paris, pe care domnul ăsta cu siguranță știe în partea bine. Și când ne-am dus acolo pe locul unde trebuia să se facă alimentare, doamna era construită în casă. Și este și acum casa, acolo la unui cetățean de la Grăbuiești, cum se fac alimentare, faptul în curtea unui. Nu era perimetru respectiv, nu puteai să faci casă lângă fosa septică a unui. Gândiți-vă la această situație. De așa, din acest motiv și oamenii care au venit acum și au făcut studiile din partea ADIF-ului, au mutat acele puțuri în altă zonă, un pic mai departe din casa respectivă. Pentru că acolo este o zonă contaminată. Este zonă unde nu s-a ținut cont nici la Băleneața Capitale 1 de proprietățile cetățenilor, s-a făcut un proiect, e o zonă a nimănui, acolo este un părinte. Ei, când s-a făcut lucrarea, mai mi-a venit titlul de proprietate. Știți foarte bine, inclusiv dumneavoastră, ați avut terenul acolo, inclusiv eu am și așa mai departe și mult proprietate, domnul Busuioc a cumpărat terenul acolo. Să spună domnul Busuioc dacă acel curs nu este pe pământul lui. Da, acest lucru nu ți-o portul domnul primar. Dar nu mai contrazice, mă, și știți foarte bine că în sprijinul acestei alimentări cu apă, în anul trecut, am captat alte izvoare. Și alea sunt tot pe proprietățile cetățenilor. Și acolo avem o discuție. Deci am făcut acea captare că să făcăm apă, am tras curent electric. N-am fost bani pentru tras curent electric. Am zis că facem o înțelegere cu firma care până când rezolvă problema. Și tot primăria trebuie să rezolve. Să-ți tragă la așa de acolo, să faci, nu să plătească cu oamenii. Pentru ca să dea apă la cetățenii cu firma. Ce spuneți dumneavoastră acum? A făcut o investiție pe un teren privat? S-a făcut o investiție la limita unui teren privat. Am reabilitat captarea de apă a fostului CAP. Acum nu știm exact dacă e proprietate sau nu. Totodată am cumva pe situații de urgență pentru a rezolva problema. Și dumneavoastră acum vă bucurați de la apă de oameni pentru că apă pleacă din acea captare și intră de țea și trece acurat. Eu mai încerc o dată. S-a făcut o investiție pe teren privat? Da. Și mai sunt documente? În baza unor date, unor măsurători care sunt acolo, vor spune că este terenul primăriei. Cetățenii se vecinează cu restul terenului primăriei. Acea captare am considerat că este terenul primăriei. Dar era gestionată de o societate. Știți foarte bine. Și ne-am bazat pe oamenii care au curent acolo, noi am reabilitat acea pompă, nu au fost investiții pe partea electrică, decât în tablou, înăuntru și pompele care s-au dus. Am zis că în următorii pași, primăria să-și facă branșament. Să-și facă branșament electric. Păi cum să facă? Dar contează domnul de apă? Domnul, nu vă contrazice singur. Cum să facă primăria o investiție să tragă sursa de curent pentru teren care nu e ei? Cum poți să facă? Domnule, prin hotărârea Consiliului Local cumpărăm dacă nu e a nostru, nu? Pentru că voi cumpărați și curent. Nu știu, pe o situație de urgență s-a făcut treaba. N-am văzut cum răspuns. Nu știu. Nu m-am întrebat doar. Eu vă știu. Vedem. Cum e? Important e că vine apă. Nu e important e că vine apă. Este apă. Bun, e important e că vine apă. Păi nu contează, nu. Domnul Soros, prima oară, domnul Soros, Giurești, după aia, doamne. Da, ține legătură cu proprietarul. Deci proprietarul trebuie să înțeleagă dintr-un bine de comun. Clar, trebuie să discutăm cine a făcut și cum a făcut de o prostie mare. Noi trebuie să uităm apă la oameni. Proprietarul trebuie să înțeleagă. Așa cum am eu teren și am înțeles și am pus terenul la dispoziții, trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu mâi mumă și mâi ciumă. Adică trebuie să un proprietar, că ei știe că și-l dau cu unii nivel. Nu, domnule, trebuie să-l dea. Orice s-ar întâmpla pe lumea asta, trebuie să rezolvăm cetățenii, de asta suntem duși. Deci, cel cetățean trebuie să înțeleagă că trebuie să dea teren.
Eu l-am dat fără niciun fel de condiții. Și eu. Deci ca să-mi înțelegi, am pus terenul la dispoziție fără niciun fel de condiții. Nimic n-am cerut în schimb. Adică nu trebuie să mergem două stămâna acum în antins, hai să fim cimitea. Trebuie să fim și cetățeni și patrioti. Deci așa cum am făcut eu statul tot și chiar și domnul Renu, nu m-a să stăm cu mâna întins. Tot am trebuit să facem treaba asta. La Bălăneț am dorat fără niciun fel. Am semnat și l-am dat. E, hai să fim mai acest pentru comun, numai să fim interesele noastre. Și o să vină și vedem, și știm la ce-i proprietar. Când înțelegem, că nu are nimeni de bucății de teren, nu face o pompă. Să cerem acum sumii colosale. Deci, de ce, de ce, cum vreau să înțeleagă? Nu o să înțeleagă, vreau cu forța, de mădare de căsirea locală. Care-i problema? Să ducă să, doamne, trebuie să faci pentru că să înțeleagă toată lumea. 2, 3 metri, 5 metri pătrați, nu este un capăt de țeară. Putem da o dată, mă să locăm? Nu, da, da, putem să da. Este legea, este legea a guvernului în care spune clar, nu e de interes public, ție de el. Nu știu, eu nu frumos, sunt, nu sunt în cunoștință de cauză.
Toate persoanele astea care au fost găsite fără apometru sau fără, care sunt legate ilegal, în ghilimele. Cine a făcut lucrarea? Cine e responsabil de faptul că ei sunt branșați fără să aibă apometru sau fără să... Doamna Nela, eu vă răspund în calitate din coleg și din fost primar. Da. Pe perioada când s-au făcut branșări. Nu trebuie să răspundă firma care a făcut branșări. Deci, până la urmă, orice cererea se depunea la primărie, se făcea un contract, ca așa cum a luat, da. Un contract direct cu primărie. Nu este firma, se ducea executa, nu executa niciodată din cap. Eu cel puțin nu am cunoștință să se execute, să fie executat la așa. Dar dumneavoastră... Se făcea un contract, se centraliza, se... Obligația era de să monta și acel apometru. Exact. Acolo, în momentul în care dumneavoastră dădeați autorizația, nu? Ca primar. Imediat venea cu sigiliu, se sigila acel... Și atunci, cum au fost depistate toate persoanele astea? Au apărut tot felul de probleme. Au înghețat, le-au dat jos, nu s-a mai pus la apometru. Au fost persoane care... Ei n-au pus să mai plătească apandurile apometru. Cetățeanul care a fost, a avut probleme, n-a mai plătesc. A plătit apometru. Apometru nu-i pe viață. S-a defectat din vina lui, trebuie să-l mai plătească o dată. Asta e treaba. Nici firma nu a fost restul să mai fie la pomete. Și ușor, ușor s-au ajuns la acest la astfel de situație. Nu știu. Da, totuși nu-i corect. Dar, dar nu sunt atât cu unele persoane. Cele 200 care sunt la 200 ceva, mai mult în zona Brăjoaia, în rest, marea majoritate. Da, domnul primar spune aici că s-au montat 200 de apometri. Deci dacă din 700 de abonați, 200 i-am avut fără apometri. Haideți să o luăm, da, discutăm da. Pe treime. Și vă spun și momentul de față sunt. Pe asta avem oameni de teren, am început cu Orșa, acum sunt în Ives și tot am încercat să... La acelea apometri, la cei fără apometri, știți când am avut hotărârea Consiliului Local. Au fost situații în care n-au existat apometri, nu știu, pe piață, nu le-au avut, nu s-a întâmplat ceva. Era hotărârea Consiliului Local, care și acei cetățeni erau încasați, erau un sistem balajat, da? Dar... Da. Asta se întâmplă și acum. Urma de ridicare cu greu găsești, îi pui o... Îi pui la mine, e o persoană singură, îi pui la mine, îi mondezi la mine. Nu știu, mai plătești diferit, dar... Da, nu este corect. Ar trebui să se impună să fie legi pentru toată lumea. Fiecare cât consum, atâta plătești. Mie așa mi se pare normal. Nu, primar. Adică să nu mai de la mine. Primar, și 3 ani, și după aia, ia. Cei 3 ani, atâta ce bine este asta. Haideți ca să... Vedeți că s-au fost 200 de branșamente? Păi atunci, acum 3 ani. Ok. Sunt mai mult și o fac acum el iar. Ar trebui lună de lună. Deci a fost până de 2020. Iar legat de terenul, cum zice domnul Dan Sorugiu, că el a semnat, spre exemplu, în Mocanu, pe proprietatea socrilor mei, este un izvor care probabil dă apă, așa. Nu, 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 dar la face parte din captare, prima captare, o parte din proprietatea. Deci eu îți spun că este îngrădit și exact în dreptul parcelei socrilor mei este pompa. Da, voi sunteți în dreapta, deci eu grătesc cu un stânga. Oamenii la acolo, parte. Așa am lăsat și noi la partea asta. Partea care? Adică nu eu și grătescu suntem. Nu vă duceți interesul local. Domnul primar. Dumneavoastră ce am calut. În Consiliul Local încercăm să facem un regulament prin care citirea contoarelor să se facă la 3 luni. Cine o să rupă sigiliu? Am înțeles, se sigilează. Să aibă o amendă care nu e mai mare chiar să mai punem mâna pe sigiliu. Să facem. Când s-a început, este regulament. Este regulament. Adică mai funcționa pentru o hotărâre din Consiliul Local. Prețurile la apă s-a stabilit în Consiliul Local. Prețurile sunt cele mai mici de județul Bacău. Ceea ce nu o să se mai întâmple în momentul în care o să fie trădat. Eu personal, domnul primar, la Buflet nu mi s-a citit pătoanul niciodată. M-am făcut cu aia. Dacă să vă spun. Am făcut, puteam să montez, să montez, zicea. Eu vă spun, nu era așa. Am verificat, nu era țânțară ce vrea. Și iau nu funcționează, adică sunt niște lucruri care și noi le pune fonduri. Acolo nu funcționa nimic, da? Știam ce să verific, dacă tu nu puteai. La o casă care e omul, locuiește acolo. Adică ești mai interesat, dacă o poți spune sigur. Aia, au poți să au fost cazuri în care persoanele sunt pregătite.
plecat din Italia, iar în momentul în care au venit acasă, s-au trezit că au avut 10 milioane de plată. Deci în bani vechi discutăm, da? Bobov 2 și Bobov Vian. Ei locuiesc în Italia. Au venit, acum n-aș vrea să vă dau date exact din amintire, așa, de discuții familiale. Știu că au avut oameni de ce de plată. Au mandat oameni cu cameră de supraveghere în robinet în curte. Deci vreau să vă spun și că nici acum nu mă opria nimeni. Dumnezeu a ieșit să mai avem o sală. Dumnezeu să te Eu am primit în momentul când o persoană nu locuiește și spune că ea nu avea un sum de apă, energie sau așa, acel apometru se trimite la meteorologie. Exact așa e făcut adresa, se poate verifica apometru. Dacă meteorologia spune că e defecțiune, e insubordinat. Dar dacă meteorologia spune că acel apărat a funcționat corect, iar prin el a trecut cantitatea de apă, o plătiți. Discuția a fost un bine când am făcut, Ori, ca să înțeleg dintre ei veșii, că până la urmă, femeia și omul respectiv, o majoritate, nu locuiesc bun. Locuia dată doamnei, da? Pentru că eu consum puțin. După aceea ce o stai, consum, nu consum. Ca să înțeleg cu vecinii, să spună că eu am lăsat să spun că ea, adică, deci aia a fost discuție, dar asta e discuție. Și am solicitat să meargă cu acel apometru la necrologie. Necrologia a stabiliat dată prin aparatul respectiv. A trecut apă și atunci era care treaba. Dar a fost discuție, a fost doamna la mine. Adică eu, în credință că nu locuiești, pur credință. Asta e discuție liberă de voi, dar s-a constatat din cele ce s-a auzit din teren, că totuși acolo locuia toată ei. Da, da. Adică nu era nici s-a apalit. Și eu m-am gândit la faptul că poate a fost o pierdere, poate a uitat la atâta cantitate singură. Dar singur care putea să stabilească această dilemă era meteorologia. Asta e discuție. Vreau să spun în valoare. Acest proiect de hotărâre. Cine este pentru hotărâre? Proiectul de hotărâre. Nu mai sunt lucruri pentru hotărâre de hotărâre. Mai avem punctul numărul 3 diverse, la care eu vreau să vă conștientez că îmi prezint demisia din funcție de Consiliul Local, că sunt unul diverse. Asta este ce am de spus la punctul diverse, chiar cum este de la discuție. Dacă nu, de fapt, ședința la de fapt, la punctul numărul 2 s-a discutat cam toate diverse, astea sunt probleme care, da. Sunt probleme.
Haideți, oameni buni, să punem osul la treabă. Să facem ceva pentru comunitatea asta. Că vorbim, discuții avem. Dar discutăm tot de foști, de ce s-a întâmplat, de ce s-a bun, bune, rele, le avem. Dar discutăm ce facem aici în comunitate. Haideți să ne explicați ce se întâmplă cu PNDL-1, domnul Dumar. Până acum două luni de zile, parcă era constructor pe aici și la început de ședințe, spuneați că semnați prelungirea contractului. Nu prelungirea contractului. S-a dat de început. A, s-a dat. Dar s-au trecut două luni de zile. Eu știu că luna mai era luna în care nu mai știam cum să împărțim, cum să mergem pe lângă. Duduia cum avea utilajele. De... Eu eram învățat cu proiecte, să se vadă, să se mișcă prin comună. Să... Nu se mișcă nimic, domnul Dumar. În afară de... A, ați omis să spunem, vă spun eu, felicitări pentru grupul sanitate la Oraș. Da, parcă totuși două veciuri, e cam puțin pentru focul ăsta. Dar necesar. Da. Foarte bine. Felicitări întotdeauna. Haideți să vezi, bugetul aprobat. Am aprobat un buget. Știți, poate nu am aprobat. L-am verificat după aceea. E un buget pe care vă descurcați, nu e motiv să vă plângeți, nu aveți cu ce să vă descurcați. E un buget chiar. Un buget chiar, bun. Haideți, domnule, să mișcăm. Haideți, veniți în Consiliul Local cu niște proiecte hotărâri de domnule, ca să simțim că venim la cum să simtă cetățeanul, că îi reprezentăm aici. Nimic. Eu, dacă mai continuăm așa, cred că o să o dorez acea indemnizație, nu o să mai fie la ședință, că e degeaba. Sincer, chiar asta simt. Și o spun cu un buzele sunt de mama. Asta am buzele să spun. Da. Haideți să revenim la ce v-a spus și nu discutam mai mult. Dacă dumneavoastră v-ați permis să faceți niște investiții pe niște terenuri care nu le aveți și credeți că eu o să fac niște investiții în acel mod cu gândul că cineva o să-mi spună mie mai târziu o să-mi dea sau o să-mi facă, eu nu o să o fac. Eu vreau să fac toate proiectele să fie ok. Știți foarte bine, pe PNDL-ul, da? Era în termen de execuție în momentul când m-a schimbat în apel. Da? PNDL-2 trebuia finalizat în anul 2020. Prin 30 aprilie nu m-a schimbat. O trebuie să iau toate avizele, inclusiv autorizația de construire, pe acel proiect. La care? PNDL-2. O trebuie să mergem la minister să facem apă adițională, să prelungim perioada de finanțare pentru că săriți în 2019. Deci, și nu dar lăsați-mă să vorbesc. Da? Asta sunt proiecte, domnul. Care sunt proiecte, domnule, care le-ați făcut? Nu, care sunt proiecte? Sunt proiecte care sunt cu bani. Da, domnule, cu bani. Deci, nu sunt cu bani. La fel, acum am pus aici în comuna asta. Nu s-a dus domnul de aici. Deci, lăsați-i în faci ministerul. Da? Domnule. Nu-s bani în chestia aia. Îți lăsați că ați avut un consultat care a scos proiectul fără expertiză. Dacă vreți să vorbim, dacă vreți să vorbim de... Vorbim, domnule, când mă doare sufletul că s-a muncit să aducă niște finanțări și nu sunteți în stare să îi puneți la treabă. Dar sunteți în trebuie ceea ce sunteți. Domnul, exact, și asta. Știți sumele, dar domnul consilier de la președinte, știți sumele de la... Da, domnul, de ce? Pe drumul comunal e comunalist? Hai să vorbim. Dacă vreți să vorbiți de bani, hai să vorbim să vedeți cât a primit la 100 județean, comunalist. Pe anul 2020. Pentru ce dumneavoastră vină că o fac? Aveți bani, domnule, la drumuri, vă dați guvernul, domnule. Vă am dus o bună, Consiliul Județean m-am dus o bună, vă luat drumul comunal, nu mai aveți. E foarte bine. E foarte bine, domnule. Foarte bine. Da? Dar gândiți-vă și la mine, la cei de drumul sarcului la Livez, gândiți-vă și la cei de la Bălăneasă, și la cei de la Plăși, și de pe Sărățel de la Bălăneasă. Gândiți-vă de peste tot, domnule. Haideți, că bani astea, vorbeți în drumul. Nu vreau să fac discuții, să dar nu doare sufletul și am venit și prin comuna asta și văd și am avut mai vorbe. De fapt, ăia de mai închis răi. Noi suntem în mâna, nu facem nimic. Nu vă așa, domnule, nu se mai poate așa. Adică, care, ce te-au spus, ce a spus eu trebuie înainte acolo? V-am spus că trebuia să duceți la mine prin el. Eu nu știu că e de așa cum spuneți, dar să n-au fost, n-am nicio repercusiune din partea nimănui sau știu să fiu acuzat de ceva, că am făcut proiecte greșite sau că am făcut lucrări greșite. Dacă aveți ceva, dați-o din păi dumneavoastră, domnule, ați făcut investiții. Am făcut era, să fie din comuna asta, da. Dumneavoastră ați spus că ați făcut o investiție și nu aveți o investiție. Dumneavoastră ați spus că am făcut de asta așa care este. Nu, vreau să ne faceți comuna. Păi faceți comuna, dar mai aveți timp să ne terminați. Dumne, păi nu știu un timp. Și nu sunt 10 luni, nu sunt 10 luni. Da? Nu, sunt 3 ani și 4 ani când vedeți, 5 ani. Da, da.
Da, domnule. Domnul președinte, domnule primar, sunteți în funcție. Nu s-a fost în funcție. Domnule, noi suferim de disciplină și de respect față de oameni. Ne acuzăm unii de alții acum, în momentul cel mai nepotrivit. Domnul primar, am așa o rugăminte, așa, ca de la om la om. Să încercați să vă liniștiți, să vă limpeziți mintea, prioritățile, noi așteptăm o pauză de și încercați să faci ceva serios, sănătos, ca să ai de lucrurile cetățeanului. Lălăiala, bâlbâiala, lucrurile făcute de la locul lor, lucrurile prelungite din, din etapă, din etapă, din motiv, când avem mai rădat, nu ține. Unul vrea altceva. Dacă puteți să finanțați către județ, să dăm apa la unui foarte de oameni, nu te nu au apă, să știți, nu discutăm despre că apa nu este finanțată. Doar apă, atât, una, nu era una. Încercați și știți mai bine, e nevoie de canalizare, de apă care nu există. Dar cine nu s-a făcut până acum, n-a fost prioritatea celor care au fost la poluciune, să facă față cu asta după. Dacă de care vor să încoa pe valea aia să merge pe podul de aia de orice, și nu au fost lăsare să facă, faceți dumneavoastră ceva. Faceți dumneavoastră, dincolo primar, încercați să faceți măcar proiecte. Dacă mandatul ăsta dumneavoastră, faceți proiecte. Este foarte important, că fără proiecte nu poate face nimic. Vorbe... Ați văzut? Și voi am văzut frumos. Domnul consilier. Și vă mai spun ceva. În continuare ați început. Disciplinați-vă personală, domnul primar, aveți oameni în primărie, nu puteți spune că nu putem, că nu avem oameni să-i trimite să rezolvă problema cu apă, cu apă, mergele. Aveți personal suficient să faceți treabă cu oameni. Și sunt și calificați, cred, de la fel ajungeam aici. Luați sau din oameni și rezolvați problema. Și aș vrea, peste la anul să se spune, domnule, chiar dacă am dat pauza aia de nu știu, pentru că lucrurile încep să miște așa cu interpunul normal. Fără disciplină nu se poate. E ca acasă. Am spus, da, că vreau să vă adresez mai multe de suturi. Sunt lucruri care astea fac să le administrație. Nu vreau să le discutăm așa cu Consiliul. Noi, ca și consilieri, ca și administrații, discuțiile astea le facem doar pe... Bine, să știe și Consiliul local. Dar... Domnul Marcuțiar, domnul Crăciun. A fiecare dată m-am lăsat să vorbim. Nu ați fost în denumirea și dacă vreți să continuăm, discutăm de astea. Dar lăsați fiecare nu știe nimic. Ideea, vă rogați. Stau la discuții, stau cu eu discuții. La un punct de frese, putem discuta, putem să puneți întrebări la 6 și normal, eu o să vă răspund. Da, o că l-au proiect exact ce, n-am început discuția cu să vă spun ce se întâmplă de aici, datorită faptul că avem un proiect care se leagă de mine, să s-a ajuns la vată. Dar dacă totuși v-ați întrebat de colegi, chiar nu e proiect, domnule. Noi lucrăm la proiect, noi trebuie să facem documente exact ce au punctat domnul cu ăsta. Da, noi trebuie să facem un pic, nu ne-am putut să turnăm balastul peste balastul. Am proiectul de regularizarea râului Livez, care este la CNI. Și Consiliul Local, trebuie să știi. Puteți să-și... O să vină de domnul Sărb. Da, de să discutăm și lucrurile. Nu avem proiectele astea, da? Avem dispensarul uman, care va fi dispensarul nou. Este deja din dreptul la CNI. Căminul cultural s-a făcut licitația, am insistat la CNI. A fost licitat de 2-3 ori, acum s-a câștigat licitația. A semnat contractul constructor. Tot proiectul mea. Adică, nu, sunt proiecte lăsate din dumneavoastră, domnule. Sunt proiecte lăsate din dumneavoastră și noi nu sunt la nemuniei, da? Adică, hai să nu ne... Da? Adică sunt lucruri, aici se muncește și credeți-mă că vă duc cu cea mai mare responsabilă, se muncește. Și mai sunt și probleme, dar care sunt problemele din intern. Asta nu o să discutăm cu Consiliul Local, pentru că nu... Și o să ne ducem la cap, o să dea la cap. Să vă ajungă Consiliul Local, Consiliul Local aprobă... Cum trebuie? Da, cum spesc.